Stimată adunare în sărbătoare, vom deschide serviciul divin în numele Domnului Hristos cu cântarea Pe Iisus îl vreau aproape, 336. Sfințească-se numele Tău. În numele Mântuitorului nostru, scump Iisus Hristos, am venit în aceste momente înaintea Ta ca să-ți mulțumim, Tată bun, că ai fost cu noi până aceste momente de față. Amin. Îți mulțumim pentru purtarea Ta de grijă care ai avut față de noi. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, pentru iubirea Ta și pentru harul Tău care mai este deschis pentru noi. Te rugăm, Tată bun, acum să te binecuvintezi după servul Tău, de care te vei folosi, iar pe noi ajută-ne să ascultăm cu drag cuvântul Tău. Amin. Te rugăm să ai milă de noi, să ai milă de copiii noștri. Amin. Și te rugăm să binecuvintează pe fiecare dintre ei acolo se află în aceste momente. Amin. Deschide-le inimile și viețile și ajută-le, Tată bun, ca să vină la Tine cu toții și să rămână lângă Tine. Amin. Ajută-ne, Tată bun, ca să Te avem întotdeauna pe Tine pe primul plan în viața noastră. Amin. Să nu Te părăsim niciodată și să rămânem statornici. Noi ne predăm în brațele Tale și mai departe. Facă-se sfântă voia Ta cu noi și azi și în vecii vecilor. Amin. Amin. Să cultivăm pacea. Ioan 14 cu 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea.
Nu o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Lumea încurajează obținerea împlinirii prin lupta pentru lucruri materiale. Aceasta îi angajează atât pe cei săraci, cât și pe cei bogați, într-o cursă frenetică în a acumula puțin mai mult. În contrast cu dorința de a acumula obiecte, Biblia îl îndeamnă credinciosul să adopte o atitudine de mulțumire pentru a avea pace. Ellen White ne arată cum putem să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca dătător. El ne cere să-L recunoaștem drept dătător al tuturor lucrurilor și din acest motiv ne spune: din toate lucrurile pe care le aveți, puneți deoparte o zecime pentru mine, în afara darurilor ce trebuie aduse de bunăvoie în vistieria mea. Prin înapoierea zecimii și a darurilor, Dumnezeu ne dă posibilitatea să cultivăm pacea interioară într-o lume tulburată. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Cerându-i, rugăm să treacă la trecerea darurilor. Din ceruri, venim să-ți mulțumim pentru harul pe care l-ai revărsat asupra noastră. Mulțumim pentru toate binecuvântările. Mulțumesc, Doamne, pentru toată adunarea ta care a putut să se adune în locașul tău de închinare. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru cei care n-au reușit să ajungă, dar te rog ca să faci ca mesajul tău să ajungă și în casele lor. Te rog, Doamne, în mod deosebit să binecuvântezi darurile aduse înaintea ta de către copiii tăi. Amin.
și ajută ca ele să ajungă spre lucrarea Ta și spre slava numelui Tău. Îți mulțumesc pentru tot și Te-am rugat toate acestea în numele Iisus Hristos. Amin. Amin. Mii de oameni s-au lovit.
Mă așteptam să fie anunțul și dumneavoastră vă așteptați să vină predica și uite că cam așa e și la Laodiceea. Poporul lui Dumnezeu așteaptă să facă ceva Dumnezeu, poate Dumnezeu așteaptă să facă ceva poporul lui și... Vă salut cu mult drag în numele Domnului Hristos în biserica aceasta atât de frumoasă, cu balcon și atâta înveliș sau cum se numește partea aceasta care este acoperită cu lemn, foarte, foarte frumos. Știți că fiind la departamentul Școala de Sabat și Lucrare Misionară, este cumva o zonă în care sunt puține bucurii, să știți. Sunt puține bucurii. Poate știți și de ce. Sau poate nu știm de ce. Doar intuim. Unii spun, păi, lucrează frate și atunci ai bucurii. Alții spun, n-are rost frate, n-are rost lucrurile acestea. Au trecut, vremea evanghelizării a trecut. Nu mai avem ce să mai spunem la oameni. Alții cochetează cu spiritul contemporan, foarte ecumenic. Frate, noi credem în același Dumnezeu ca și alte confesiuni, ne rugăm la același Hristos, la care se roagă toată lumea, care se mai roagă, oricum cei mai mulți nu se mai roagă, lumea e plină de atei și agnostici, știința acum ne-a dat aproape toate răspunsurile și tot felul de versiuni și versiuni pe care le au oamenii despre ce înseamnă lucrarea misionară. Adevărul este că spiritul religios contemporan este atât de puternic în chestiunea aceasta pe care vreau să vi-l spun, încât suntem ca o floare lângă care cresc o grămadă de burieni. Cum sunt, nu știu dacă ați văzut, dacă vă place grădinăritul. Mie îmi place, dar n-am timp. Și am plantat niște tuia la mama în grădină, la 40 de kilometri de Cluj. Și n-am avut timp să... Am plantat tuia, așa micuț, cât vreo 20 de centimetri, că n-am avut bani să iau mai mare. Dar n-am avut timp să smulg burienile din jur. Și au rămas la fel de mici, cum au fost și acum un an aproape, când anul trecut în octombrie am plantat și tot așa de mici sunt. Altele s-au uscat, că n-am avut cine să le ude. Adevărul este că atunci când ești în mijlocul unei lumi care gândește foarte, foarte, foarte diferit, și livrează la televizor, la radio, în comportament și în discuțiile între oameni, același lucru sau nu mai livrează ceea ce crezi tu deloc, ce să mai crești? Ce să mai speri? Ce să mai fii altfel decât e toată lumea, nu? Să fim și noi în rând cu lumea și atunci toate bune și frumoase, dacă nu vrei să faci misiune. Dacă vrei să faci misiune, atunci te lovești de o dificultate în domeniul acesta. Eram în 2000, cred că în 2010-2011, am mers într-un sat. Pe vremea aceea eram pastor în Sălaj, județul Sălaj, și cu o soră care cunoștea câteva persoane din satul acela, cunoștea și preotul ortodox din satul acela, avea o sora, familia, avea un depozit de material de construcții și preotul mergea și făcea cumpărături de acolo. Împărțeam invitații pentru evanghelizare în zona albă. Și am zis, mergem și la preot, să nu zică că venim în satul lui, nu-i niciun adventist și invadăm aici teritoriul lui misionar, fără să știe. Și am mers și la preot. Și am dat o invitație pentru campania de evanghelizare a adventiștilor din satul respectiv. Marca se numea satul respectiv. Intrăm la preot, ne primește foarte frumos, ne pune să stăm acolo și noi, lângă el, în casă, lângă masă, ne servește cu ceva, suc, nu știu ce, foarte amabil, și ne întreabă cu ce dorință ați venit la mine. Noi povestim cu ce dorință am venit la mine. Am dat și o invitație și preotul se uită la mine și zice, păi da, ați venit degeaba. Păi acum? Păi da, și eu predic Evanghelia. Niciodată în viață n-am mai fost pus într-o asemenea situație. Un preot predică Evanghelia. Păi, v-ați fi așteptat la altceva de la un preot? Păi și atunci ce mai caute adventiștii acolo? Și în atmosfera ecumenică din 2022, ceea ce vrem noi să facem în satul acela se consideră așa
eufemistic, furtul oilor. Ați auzit expresia aceasta? Noi am mers acolo să furăm oile. Asta varianta frumoasă. Varianta brutală, că vin sectanții să sucească pe oameni, să le sucească mințile. Da? Și asta într-un sat în care preotul probabil predica Evanghelia. Și dacă acolo se predică Evanghelia, la noi se predică la Evanghelia și la ceilalți se predică Evanghelia, hai să predicăm și noi Evanghelia la noi în casă. Ce să căutăm noi prin alte sate, prin alte orașe? Păi da, frate, dar hai să dăm o carte. Bine, dăm cartea. Și omul poate citește, poate nu citește. Hai să facem un bine. Nu cumva acum să credeți că eu am venit aici la dumneavoastră să vă spun că nu trebuie să faceți misiune. Ba da, trebuie să facem misiune, dar mi-ar plăcea și să recunoaștem câteva realități care există și la care trebuie să facem față. Pentru că dacă nu recunoaștem aceste realități, suntem niște papagali. Tot repetăm, facem misiune și apoi cine mai stă să socotească cât s-au botezat sau care sunt rezultatele misiunii noastre? Cine stă să socotește? Păi, nu, asta nu socotește, asta socotește Domnul, că nu-i voie să socotește așa ceva. Ba da, trebuie să socotești și așa ceva. Pentru că în Biblie avem și afirmații de genul acesta. Voi cutreierați marea și uscatul să faceți dintr-un păgân un din neamuri, da? Să faceți un iudeu și nu mai continui, pentru că partea alaltă e foarte urâtă. Dacă nu mă înșel, e Matei 23. În altă parte, Apostolul Pavel spune undeva despre evrei că din pricina voastră este hulit. Asta se referă la evrei, nu la noi. Însă, realitatea nu e foarte departe, nici în situația noastră. Dacă mergem în Europa Occidentală, la noi în România încă e bine. Încă e bine, dar dacă mergem în Europa Occidentală, dacă consultăm statistice de acolo, vă dau un exemplu. În Biserica Adventistă din Unguraș, e o biserică maghiară lângă Dej, au adus o orgă superbă, superbă, în stare foarte bună. Au montat-o în biserică. Și unde, de unde e orga asta? Asta, este o biserică luterană de prin Olanda. Păi și nu le trebuie. Păi nu, că au desfințat biserică și au făcut discoteca acolo. Săptămânal, zeci de biserici sunt închise, demolate sau vândute pentru spații comerciale, pentru diferite destinații în Benelux, da? Belgia, Olanda, Luxemburg, multe, multe biserici luterane, de fapt calvine, acolo sunt calvini, da? Am fost în Danemarca, îmi petreceam verii acolo pe șantier și văd la știri biserica luterană din Danemarca își deschide porțile. Și spuneam, eu n-am văzut niciodată într-o biserică luterană pe cineva în Danemarca. Am petrecut acolo vreo 5-6 veri pe șantier și mai vedeam, mergeam și mai și vizitam pe acolo. Dar n-am văzut nici măcar o dată o biserică luterană deschisă. În Copenhaga am vizitat o biserică, era muzeu. În rest sunt închise. Și citeam la știri, sau vedeam, nu mai știu, își deschide, biserica luterană își deschide porțile. Pe vremea aceea era vânătoarea de Pokémon. Nu știu dacă ați auzit de chestia asta. Tineri, unde sunteți? Ați auzit de vânătoarea, dar voi nu prea mici, că la voi depășit deja asta cu Pokémon. Dar ceilalți, poate ați auzit. Și-a deschis biserica pentru vânătoare de Pokémon, pentru că oamenii nu mai intrau altfel. Și atunci măcar să intre acolo, să vâneze și acolo. E o prostie. Horia Roman Patapievici are o carte în care scrie, un mare intelectual român contemporan, de altfel, el e și credincios în felul lui, zice că în Occident, despre creștinism, ori nu se mai vorbește deloc, ori se vorbește doar peorativ. Și atunci, într-o asemenea lume în care ne trezim noi, cum să facem ca oamenii să asculte mesajul nostru? În România încă nu e așa. Dar și în România e din ce în ce mai mult, tot în direcția aceea. Cum să facem ca mesajul nostru să ajungă la oameni? Sau o altă întrebare, și despre întrebarea aceasta mi-ar plăcea să discutăm și să medităm astăzi, mai avem noi mentalitatea aceea că mesajul nostru chiar trebuie să ajungă la alții? Sau mentalitatea aceasta nu mai există? Pentru ca Evanghelia noastră sau mesajul Advent să ajungă la alții, trebuie ca mai întâi să avem o mentalitate de misionar în noi.
dacă nu avem această mentalitate de misionar, dacă imaginea noastră de sine, ca adventist de ziua a șaptea, nu este puternic caracterizată de acest gând, că eu am fost pus în lumea aceasta ca să fiu un ambasador al lui Hristos către alții, Evanghelia nu o să ajungă, mesajul nostru nu o să ajungă sigur la alții, dacă noi nu avem mentalitatea aceasta mai întâi. Și mentalitatea aceasta moare din ce în ce mai mult. A murit de câteva ori în istoria creștinismului. Probabil că știți că după probabil a doua, a treia generație de creștini, în secolul II, mai târziu, deci a existat o mare expansiune a creștinismului în primul secol și în secolul II-III, dar după ce creștinismul devine biserică oficială în anul, sau religia acceptată mai întâi în 313 și mai târziu devine biserică oficială a Imperiului Roman, misionarismul a dispărut. Și cât s-a răspândit creștinismul până atunci, așa a rămas timp de un mileniu, mai bine de un mileniu. În secolul V, Sfântul Augustin scria cartea De Civitate Dei, Cetatea lui Dumnezeu. Gata! Dumnezeu a coborât aici între noi, Roma este cetatea lui Dumnezeu. Și care e scopul? Că tot aici rămânem, tot aici murim, copiii noștri cresc și ei tot aici și mor și ei, dând naștere la nepoții noștri și ei cresc și mor aici și voi tinerii care sunteți aici creșteți și voi și o să muriți și voi în speranța de a ajunge pe la vârsta de 90 de ani. Și care e scopul la toate astea? Care e scopul? Ce suntem noi, de fapt, oamenii? O mașină de... De ce? Pentru care, care este scopul existenței noastre? Doar să treacă generație după generație, să mergem în mormânt? Nu se poate așa ceva. Trebuie să existe pe pământul acesta un popor care gândește diferit. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că toată Biblia, de la prima generație până la ultima generație, e plină de această mentalitate. Noi am fost puși în lumea aceasta cu un scop. Și în momentul în care o generație a poporului Dumnezeu se trezește și realizează lucrul acesta, plecăm acasă. Și care este mentalitatea aceasta? 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom citi mai multe versete. Dar vreau... Mie îmi place foarte mult felul în care gândea Pavel despre el și despre tovarășii lui de lucru, care era percepția lor de sine. În momentul în care se gândeau la ei, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 9, apostolul spune așa: căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă. În primul rând, fără să mergem mai departe. Mai întâi de toate, care este Evanghelia care se predică peste tot, în cărți, televizor, la școală, peste tot? Este Evanghelia succesului. Toate cărțile de dezvoltare personală, despre ce vorbesc? Cum să ai succes? N-ai avut, nu nicio problemă. Faptul că ai avut eșecuri, eșecurile te învață cum să ajungi la succes. Deci toate cărțile de dezvoltare personală ne îndoapă cu chestia asta. Școlile ne învață cum să ai succes. În familie suntem învățați. Discutam aseară cu cineva, Maranata serbează 30 de ani de existență anul acesta, și vorbeam cu niște părinți care și-au adus, erau cândva colegii mei la Maranata, și-au adus acum copiii care sunt acum în clasa 7-a, 6-a, 7-a, 8-a, și întreb: vă duceți copii la Maranata? Nu știu. Păi de ce nu știi? Păi vrea să-mi spună, eu știam ce vrea să spun. La Maranata nu se face școală, asta vrea să-mi spună. Și acum, Maranata nu este o școală de elite în care să vină copii de 10. Dar e totuși o școală bună. Când ai 90% promovare la BAC, nu poți zici că e o școală slabă. E o școală bună, dar nu e o școală de elite. Însă foarte mulți adventiști își sacrifică viitorul copiilor lor pentru a avea un orizont intelectual de înaltă clasă, dar sacrifică spiritualitatea lor. Pentru că noi nu mai avem mentalitatea aceasta, nu mai avem această imagine de sine. Noi am fost puși în lumea aceasta nu pentru succes, nu pentru a fi high class.
vai de mine, dacă cineva gândește acum, dintre, nu știu, că se transmite pe internet, da? Dacă cineva mă aude acum, cine știe pe unde, și crede despre mine că eu disprețuiesc educația, greșește foarte, foarte profund. Eu consider că un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie cel mai bun. Nu ne putem permite să nu fim informați, să nu fim educați, să nu luptăm, să nu muncim, să fim cei mai buni acolo unde suntem, în situația în care suntem. Nu ne putem permite așa ceva. Dar în momentul în care sacrifici spiritualitatea, în momentul în care sacrifici imaginea ta de sine pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru a fi la elitele intelectuale acestei lumi, înseamnă că nu mai are rost să mai existi ca adventist. Poți să fii altceva, orice altceva, dar nu are rost să fii adventist. Pavel și-a asumat rolul acesta disprețuit. Și Pavel spune căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă. Și în altă parte, Pavel tot în Corinteni spune de câte ori a fost bătut, de câte ori a naufragiat, de câte ori a fost în foame, în frig. Păi da, care om de bine și de clasă de astăzi ar suferi chestiile astea? Păi trebuie să fie foarte nebun sau foarte prost ca să sufere toate acestea. Și Pavel chiar era de high class, dacă ar fi vorba de filozofie și de alte chestii. Oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte. Și acum fiți, aici, fiți atenți aici. Ce gândește Pavel despre el? E fantastic. Fiindcă am ajuns o priveliște. Sau dacă vreți, am ajuns un spectacol pentru biserica creștină din Berea sau din Corint sau din nu știu unde. Nu. Ce gândește Pavel despre el? Toată lumea privește la mine. Viața mea, cuvintele pe care le rostesc, ceea ce fac, în văzul lumii sau în ascuns, nu mai există chestii în ascuns, că astăzi totul iese la iveală. Tot ce fac eu este un spectacol pentru lume, îngeri. Ce mentalitate! Fantastic! Omul acesta este înaintea noastră cu aia lumină. Adică omul acesta știe că este o mare luptă în care îngerii mai au nevoie să înțeleagă lucruri. Înaintea universului spectator, Dumnezeu urmează să facă demonstrații. Ei trebuie să mai fie convinși de anumite chestiuni arzătoare din marea luptă. Omul acesta știe. Și știe că este un spectacol pentru lume și pentru întregul univers. Și pentru asta, pentru că știe că este un spectacol, este o priveliște pentru tot, zice, suntem oameni de pe cei de... Zice, oamenii cei mai de pe urmă, deși o să la moartea, nu contează lucrul acesta. Nu contează că el a făcut facultatea la un mare filozof evreu, nu contează cunoștințele pe care le-a acumulat, nu contează că probabil, foarte probabil, că Pavel, în momentul în care l-a acceptat pe Hristos, el era un membru al Sinedriului. Este foarte probabil. Nu contează la ce a renunțat. De ce nu contează? Pentru că știe cine este el, ce a fost făcut el de Dumnezeu, să fie o priveliște și un spectacol în fața universului și în fața lumii. Și acum, mi-ar plăcea, sper să nu fie un efort foarte mare, haideți să luăm vreo 10 versete din Biblie, din diferite perioade istorice ale poporului Dumnezeu, să privim că Dumnezeu, eu am numit predica aceasta visul lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu. Visul lui Dumnezeu a fost întotdeauna o generație de oameni care să aibă această percepție de sine, să aibă această identitate. Dumnezeu vrea să comunice ceva lumii acesteia și când va reuși să facă lucrul acesta, s-a încheiat. Dumnezeu a dat glas acestui plan și acestui vis de la începutul Scripturii până la ultima carte a Scripturii. Și haideți repede să vedem felul în care sub diferite expresii se transmite același gând de fiecare dată. Dumnezeu are ceva de a face cu lumea, cu întregul univers. Haideți să mergem la Geneza, capitolul 7. Este vorba despre istoria lui Noe acolo. Geneza, capitolul 7, versetul 3.
E o descriere, intrăm în mijlocul acelei descrieri ca să economisim timp. Dumnezeu poruncește ce se ancorabe și așa mai departe, și câte 7 perechi de asemenea din păsările celui, câte o parte bărbătească și câte o parte femească, ca să le ții vie sămânța pe, și care este expresia acum? Pe toată fața pământului. Cum gândește Dumnezeu aici? În mod global. Adică Dumnezeu nu are în vedere doar găinile lui Noe și pe Noe să-i țină bine. Nu, Dumnezeu are în vedere aici toată fața pământului, pentru că Dumnezeu are în vedere repopularea pământului cu animale și cu oameni. Noi de multe ori reducem planul de mântuire la pielea noastră scumpă de adventist de ziua șaptea, că noi o să fim mântuiți, nu? Și e foarte bine să ne gândim și să ne dorim mântuirea, dar lumea nu stă în noi. Biserica aceasta nu stă în mine. Nu știu, cauza lui Dumnezeu nu stă într-o singură biserică. Noi credem că cu noi a început lumea și cu noi se încheie lumea. Nu. Noi suntem doar o piesă măruntă în puzzle-ul acesta imens al lumii. Dumnezeu are în vedere toată fața pământului, chiar și când vine vorba de animale. Mergem la Geneza, capitolul 9, versetul 12. Și Dumnezeu a zis: iată semnul, legământul pe care îl fac între mine și voi și între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Se numește și legile noachine, dacă nu mă înșel, se numesc aceste legi care sunt date cu ocazia acestui legământ cu Noe. Legământul făcut cu Noe nu este făcut doar cu Noe, ci e făcut cu toată suprafața pământului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu întinde o perdea de har peste Noe, dar nu doar peste, pe tot globul. Și face o făgăduință. Care e făgăduința făcută lui Noe? Că nu va mai fi? Nu va mai fi potop global. Și s-a ținut Dumnezeu de această făgăduință? Oamenii s-au ținut de legământul acesta? Nu, oamenii au încălcat imediat. Fiul lui Noe, gata. Și Noe l-a încălcat deja, că s-a îmbătat. În fine, dar când face Dumnezeu acest legământ, vedeți, din nou, Dumnezeu are în vedere tot pământul. Da? Și generațiile de neamuri care vor veni pe pământul acesta. Aici încă nu apare atât de explicit gândul acesta că Dumnezeu vrea ca să aibă un popor care să-l reprezinte pe pământul acesta, însă dacă mergem la legământul abramic sau avramic, în Geneza capitolul 18, lucrul acesta lasă fără echivoc, fără nicio confuzie, care este scopul lui Dumnezeu cu Avram. Și scopul acesta n-a fost înțeles niciodată de evrei. Niciodată. Și foarte probabil că n-a fost înțeles niciodată de creștini. Adventismul a readus în discuție în secolul XIX chestiunea aceasta, dar se șterge și din mintea noastră, se șterge foarte repede. Geneza capitolul 18, în versetul 18, e ușor de ținut minte, Dumnezeu spune despre Avram că Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Când au făcut evrei din chestia asta un proiect național? Când au făcut poporul evreu din această făgăduință sau legământ, da, cu Avram, când au făcut din asta ceva pe care națiunea lor trebuie să o îndeplinească neapărat? Știți vreun moment din toată istoria Vechiului Testament când cineva cu Scriptura, venind în fața națiunii iudaice, să spună: uite, Dumnezeu ne-a făcut pe noi evrei, nu de dragul evreilor, ci de dragul lumii. Că așa a zis Dumnezeu lui Avram. Eu n-am găsit niciun text în tot Vechiul Testament. Dimpotrivă, națiunea iudaică a pierdut într-o măsură atât de mare această identitate din minte, încât în timpul Domnului Hristos s-a ajuns la situația foarte, foarte asemănătoare, care pe mine mă face să am un nod în gât când mă gândesc la similitudinile dintre generația lui Hristos și generația noastră, încât Hristos spune despre evrei că voi cutreierați marea și uscatul ca să faceți ucenici dintr-un păgân, da? Și nici nu mai continui cum continuă Domnul Hristos, pentru că e groaznic. Deci evreii au ajuns în situația nu să fie o binecuvântare pentru neamuri. De-abia câștigau câte un sărman rătăcitor și pe ăla îl făceau mai răi decât ei. Dar e foarte dureros. Cineva care gândește sau înțelege că noi am fost puși în lumea aceasta să fim o priveliște și un spectacol pentru
lume, îngeri, lume și îngeri și oameni, e dureros. Nu știu, uneori parcă, nu știu dacă ați fost în situația în care ați fost neputincioși. Nu știu dacă ați fost în situația. Poate în copilărie, niște băieți cu care ați ieșit, dacă sunteți bărbat, poate în copilărie s-a întâmplat că v-au dat două palme și încercați să te răzbuni, dar nu puteai să te răzbuni, plângeai, dar era și nervos. E o situație așa că nu poți ieși de acolo, n-ai cum, n-ai ieșire. Da? Cam așa e situația asta în care suntem. Scriptura nu se oprește la generația lui Avram. Scriptura merge mai departe când poporul iudeu este format ca popor de nenumărate ori în Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom. De nenumărate ori Dumnezeu așează în fața lor această perspectivă: voi sunteți aici pentru lume, nu pentru voi. Voi nu contați. Vă duceți aminte ce spune Dumnezeu despre evrei? Dumnezeu nu v-a ales pentru că sunteți cei mai buni sau cei mai mari, că voi sunteți un popor foarte încăpățânat și cel mai mic popor dintre toate. Deci nu suntem în poporul lui Dumnezeu pentru că suntem cei mai grozavi. Eu am întâlnit oameni foarte grozavi, între atei, dacă vreți. Între oameni necredincioși, oameni atât de corecți, până mădua oaselor. Nu ți-ar fi luat un cent în plus. Extrem de cinstiți, extrem de serioși. Fără să aibă credință în Dumnezeu. Dacă ați fost în Danemarca, fac o paranteză, vă spun lucrul acesta ca să vedeți că nu suntem cei mai grozavi. Asta e adevărul. Sumbru. Eram în Danemarca, asta a fost prin primele ocazii, am rămas uimit. În mod sigur ați văzut asemenea lucruri. În alte țări, probabil. În țările latine nu prea, în țările catolice nu prea. În țările protestante se vede asta. În Elveția și în Danemarca am văzut asta. Dar în Danemarca foarte mult. În Elveția am văzut un singur loc. În foarte multe... Este o livadă lângă șosea. Între șosea și livadă e un spațiu, știți, e șanțul și ce mai este pe acolo. Pus acolo o măsuță, mere cântărite în pungi de un kilogram, puse acolo o cutiuță în care sunt bani. Oamenii trec pe acolo, se opresc, iau o pungă, două de mere, socotesc cât trebuie să plătească și pun banii acolo în cutiuță și iau restul singur, se duc mai departe. Am fost pe o insulă, erau niște bodeci sau, nu știu cum să zic, oameni făcut tot felul de chestii de casă, în borcane, gem și cine și alte preparate de casă, puneau acolo, puneau prețul, fructe. Oamenii se opreau, luau produsul respectiv, puneau banii, își luau restul singuri. Vă puteți? Danemarca e o țară foarte necredincioasă, foarte necredincioasă. Ați putea imagina așa ceva într-o țară 80-90% creștină? Eu cred că nu doar cutiuța ar dispărea, ar veni cu remorca, cu platou și ar lua tot. Și când omul vede așa ceva, păi se oprește, zice, păi eu sunt mai rău decât ăla. Păi cum? Cum se poate întâmpla așa ceva? E clar că noi suntem departe de a fi o priveliște pentru, cum scrie aici, îngeri, lume și oameni. Situația este foarte dureroasă. Și atunci ne întrebăm: Doamne, de ce nu ne binecuvântezi cu creșterea bisericii? De ce nu ne binecuvântezi, Doamne, cu suflete? I-am mai întâlnit câte un adventist, m-a chemat într-un loc să țin evangelizare și fratele îmi zicea, îmi povestea cât de mult și-ar fi dorit ei, că era o bisericuță de țară, mică, câțiva membri, vreo 15-20 de membri, fratele era presbiter, m-a chemat să țin evangelizare și povestea cam ce au făcut ei acolo pentru oameni, să vină la cuvântul Domnului și nu veneau. Și la un moment dat îmi spunea cu lacrimi: ne-am rugat atât de mult pentru chestia asta și nu vin. Cuiva căruia e pasă de evangelizare, îl doare și se simte neputincios. Biblia e plină de perspectiva asta.
este clar, fără putință de tăgadă, Dumnezeu a repetat idealul acesta fiecărei generații. Dacă mergem la Levitic 26, numai așa repede câteva frânturi de versete de aici colo, este poporul lui Dumnezeu nou format, Levitic 26, versetele 44 și 45. E un pasaj cu un alt subiect, dar merită remarcată expresie, dar și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, Dumnezeu face aici o profeție cu privire la robia babiloniană, nu-i voi lepăda de tot și nu-i voi urâ până acolo încât să-i nimicesc de tot, să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeilor, ci îmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legământ prin care i-am scos din țara Egiptului în fața neamurilor. Tot Egiptul a asistat la un spectacol atunci când Dumnezeu i-a eliberat. Și între egipteni au fost oameni care au crezut. Pentru că au văzut un spectacol și o privește în fața lor ce n-au mai văzut nimeni înainte și nici ei n-au mai văzut înainte și nici după aceea n-au mai văzut. Și unii dintre ei au crezut și au scăpat. Unii, foarte puțini, s-au alăturat chiar poporului lui Dumnezeu. Și apoi, altă generație, după pustia de 40 de ani în Deuteronom, capitolul 32, este e o cântare aici, dacă nu mă înșel, este cântarea lui Moise, în capitolul 32, versetul 43, fiți atenți, felul în care gândește Moise despre neamuri, felul în care a înțeles el care este menirea poporului Dumnezeu vis-a-vis de neamuri. Deuteronom 32 cu 43, neamuri, cântați laudele poporului lui, căci Domnul răzbună sângele robilor săi, el se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Adică ceea ce face Dumnezeu în beneficiul poporului său trebuie să fie o pricină de laudă pentru toată păgânătatea, pentru musulmani, pentru hinduși, pentru atei, pentru agnostici, pentru tot felul de soi și soi de oameni și de confesiuni, de denominațiuni care sunt în lume astăzi. Ca în momentul în care o generație a poporului Dumnezeu devine un spectacol real în fața lumii, oamenii să cânte de bucurie, să spună, niciodată n-am văzut așa ceva. Este fenomenal. Vrem să fim și noi ca voi. Apoi, sărim câteva generații, oricum timpul nu ne mai permite, dacă îmi permiteți încă 10 minute, mergem la generația lui David, psalmul 2. E un psalm foarte special, dedicat cumva David în psalmul 2 gândește foarte global. În psalmul 2, versete, nu citim toate, dar versetul 8 zice așa: cerem și îți voi da neamurile moștenire și marginile pământului în stăpânire. Fantastic! Aici merită făcut o paranteză scurtă. Zice aici că îți voi da neamurile și marginile pământului ca stăpânire. În ceea ce privește strict Canaanul făgăduit de Dumnezeu, este cineva dintre dumneavoastră care își aduce aminte ce a promis, care erau hotarele Canaanului promise de Dumnezeu lui Avram? Care a fost Canaanul stăpânit de evrei? Care a fost? Marea Mediterană și râul Iordan, între vest și est, da? Nord și sud, Hermonul la nord, în situația de maximă expansiune, Hermonul în nord, și în sud era unde era mormântul patriarhilor, Hebron, pe acolo, da? Deșertul, da. Dar care a fost făgăduința lui Dumnezeu făcută lui Avram? Cu privire la care e țara făgăduită? Știe cineva? Dumnezeu dă hotare exactă, explicit. De la râul Eufrat, cât mai este de la, din Israel până în râul Eufrat? Cât mai este? Cel puțin 1000 de kilometri. Până la râul Egiptului. Care e râul Egiptului? Nilul. Sunt unii interpreți șmecheri și obraznici care zic, este vorba despre râul Egiptului, este un mic râu pe acolo. Ăla o fi râul Egiptului. Nicăieri în Biblie nu apare așa ceva. Râul Egiptului este întotdeauna Nilul. Nu este alt râu al Egiptului. Și oricât de șocant să pară, ei n-au luat nici măcar 10% din cât a promis Dumnezeu. Nici măcar 10%.
Pentru că au pierdut adevărata identitate pe care le-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu a vrut că această mică țărișoară pusă acolo, la intersecțiile dintre marile civilizații antice, să crească încet, încet și să înglobeze întreaga planetă. Știți ce s-ar fi întâmplat? Asta a fost planul A. Probabil că știți. Planul A lui Dumnezeu. Isaia spune că cel care va muri la vârstă de 100 de ani va fi blestemat ca... ca păcătos. Ar fi fost considerat încă tânăr la 100 de ani. Ce ar fi însemnat asta? Că Dumnezeu încet, încet ar fi readus condițiile Edenului pe planeta noastră. Dar pentru că n-a fost nicio generație în Vechiul Testament care să fi înțeles menirea pentru care a fost pus acolo. Ei au zis la un moment dat, noi vrem să fim ca neamurile. Vrem să avem și noi un rege, da? La un moment dat un împărat iudeu a zis, păi dacă zeii sirienilor îi ajută, poate mă ajută și pe mine. Și a dus niște Baal și niște Astartei acolo la ei să se închine, poate îi ajută și pe ei. Este dezastru ce s-a întâmplat. Dezastru! Și în temere de Dumnezeu, vă spun că în gândirea adventistă a ajuns și Astarte, care n-aveau și n-ar fi avut ce căuta în gândirea noastră. Isaia 6:18. Nici nu mai trebuie comentariu aici. Probabil că cunoașteți aceste capitole extrem de surprinzătoare din Vechiul Testament. Isaia 66, versetul 18, zice așa: eu pedepsesc faptele și gândurile lor, dar vine vremea când voi strânge toate neamurile și toate limbile, ele vor veni și vor vedea slava mea. Și mai departe, dacă citiți, Dumnezeu spune că voi alege și dintre ei, între leviți și preoți. Lucrul acesta era de absolut neconceput pentru un evreu. Ei s-au obișnuit cu templul Domnului, națiunea noastră, slăvită și frumoasă, credința noastră și restul să moară. Nu contează. Probabil că ați auzit povestea asta de la altcineva. Un evreu a oprit un pastor adventist într-o vineri seara când mergeau acasă în tramvai. Au intrat în vorbă, nu se cunoșteau, au intrat în vorbă, pastorul se ducea acasă de la biserică, evreica de la sinagogă. Și mergând acasă, s-a nimerit să coboare la acea stație. Și când au coborât, evreica l-a întrebat pe pastor, nu vrei să mă ajuți? Păi da. Păi, nu vrei să pornești curentul la mine în apartament? Păi da. S-a dus sus, când ajung în apartament, întreabă pe evreică, nu, ce, care e problema cu curentul? Zice, pui-te aici întrerupătorul, să apeși pe el. Zice, nu, apasă pe el, să aprinde becul și pentru asta m-ai chemat. Păi dacă noi evrei nu avem voie să facem foc în sapa, da, dacă m-ai pus pe mine, tot tu ai făcut. Da, voi sunteți oricum neamuri și oricum pieriți. Astea sunt mentalitățile la care s-a ajuns. Și într-o anumită măsură, poate într-o măsură mult mai mică, mentalități asemănătoare se regăsesc și în rândurile noastre. Cel puțin spiritul acesta de nepăsare față de oameni care trec pe lângă noi pe stradă, față de lumea aceasta care pierde. Gândiți-vă la suferințele enorme la care sunt expuși oamenii în război. Oameni, familii care își pierd tata, soțul, bombardați, copii plini de schije. E enormă suferința care se produce în lumea noastră. Și din cauza noastră. Pentru că dacă noi am vrea să fim o priveliște pentru lume, s-ar încheia și am plecat. N-ar mai fi nimic, moarte, suferință și necaz, tot ce este în lumea asta. Ieremia 1:5. Asta e foarte tare. Ieremia 1:5. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al adventiștilor. Al neamurilor. Ieremia e al nostru. Nu e al nostru. Hristos e al nostru. Nu e al nostru. Sabatul e al nostru. Nu e al nostru. Sabatul n-a fost făcut pentru adventiști. A fost făcut pentru om. Faptul că noi nu suntem în stare să-l oferim omenirii. Asta e cu totul și cu totul altă discuție. Dar nu-i pentru noi. N-avem dreptul să-l uzurpăm și să-l ținem pentru noi, dacă îl mai ținem. Că mergi la unul acasă și televizorul zbârne în sabat, n-ai nicio problemă.
Și ăla disprețuiește sabatul, nici măcar lui nu-i mai trebuie. Frații mei, cu asemenea mentalități, eu nu știu cum să facem misiune. Și mă includ și pe mine aici. Uneori stau și mă gândesc, sunt eu în stare să iubesc oamenii? Mă uit la oameni de pe stradă, uneori simt milă pentru ei. Dar când mă gândesc la cineva, un mare misionar a spus, simțeam durere fizică uitându-mă la oameni cum merg pe stradă. Gândindu-mă la ei că s-ar putea să piară. Simțea durere fizică. De ce nu știu eu să iubesc așa oamenii? De ce nu mi-e atât de dor? De ce nu ard eu? Ca să devin și eu priveliște mâna lui Dumnezeu, ca așa Dumnezeu să atragă, nu vorbele mele în vânt. Trebuie să încheiem și iarăși e aceeași problemă. Dacă mai dați voie doar un verset din Ezechiel, Ezechiel 36 cu 23, versetul acesta ar merita să fie pus în ramă, după părerea mea. Ezechiel 36, versetul 20, și nu știu dacă ați observat că toate versetele sunt citate din Vechiul Testament, pentru că în Noul Testament nici nu are rost. Mergeți în toată lumea, faceți-o nici din toate, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la margine. Deci în Noul Testament ai ce să mai zici, dar vreau să scot în evidență că această mentalitate a fost pusă pe tavă în fața poporului lui Dumnezeu din toate timpurile, fără nicio excepție. Ezechiel, capitolul 36, versetul 23. Îmi place foarte mult versetul acesta. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Lumea nu mai vrea să audă predici. Ține evanghelizări în fiecare iarnă. Numărul oamenilor, în anii 90, dacă compar, bisericile erau atât, nu știu cum era aici la Siget. Mi-aduc aminte, 95-96, și tineri, colegi de-ai mei, de școală, veneau la evanghelizare să uite la net. Era plină biserica. Acum, dacă vin, nu știu, 10 oameni din care se botează cineva, este succes. Nu? Dacă nu se botează nimeni, dar au venit 15, și așa e ok, nu? Dacă vin 3, nu, hai că facem și pentru ea 3, nu? Cam așa gândim. Însă, Dumnezeu zice aici că neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, nu când vom predica acestor oameni, ci când ei vor vedea ceva. Vă ziceți aminte ce zicea Pavel? Noi suntem o priveliște. Oamenii au auzit atât de multe lucruri. Între oameni nu mai există. Religia organizată în lume se prăbușește peste tot, să știți. Pentru că oamenii au devenit atât de sincretiști în credințele lor, încât niciun om nu mai crede exact cum învață religia lui. Ci fiecare om împrumută de aici colo toată zacusca și tot ce poate încăpea în mintea unui om și crede foarte personalizat. Da, merge la catolici, merge la ortodox, merge nu știu unde, dar el în sinea lui crede foarte multe versiuni și variante din tot felul de credințe și învățături. Oamenii au fost atât de multe ori dezamăgiți, începând de la politică, la filozofie, la intelectualitate, la viața de zi cu zi, la nivelul de trai, la așteptările pe care le au din familie și așa mai departe, și la religie. Au fost atât de mult deziluzionați încât nu mai prea se creează mare vâlvă dacă predică cineva. Oamenii vor să vadă ceva, nu să audă ceva. Asta mi-ar plăcea și mie, să văd ceva. Să văd puterea lui Dumnezeu lucrând în mine. Să văd puterea lui Dumnezeu lucrând în poporul pe care îl iubesc și din care aparțin. Să văd ceea ce n-a văzut nimeni niciodată. Să văd ceea ce a făgăduit Hristos. Voi veți face lucruri mai mari decât cele pe care le-am făcut eu. Și vine timpul acela. M-ar mai fi fost câteva versete, dar mă opresc aici pentru că nu e bine să împovărăm mintea. Vreau să închei cu cele mai slăvite versete, poate, din Biblie. Se află în Apocalipsa, capitolul 18. Presupun că nu există adventist care să nu știe așa ce este în Apocalipsa 18. Apocalipsa 18 prezintă o realitate viitoare. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Nu văd să se întâmple acum. Dar pentru că Ioan n-a văzut niște ficțiuni, ci Apostolul Ioan a văzut pământul, în vremea aceea când se va întâmpla, Dumnezeu i-a arătat dinainte
exact oamenii, felul în care arăta și vor arăta lucrurile, le-a văzut așa cum se vor întâmpla și le-a scris, cred că se va întâmpla în curând și sper să se întâmple în curând și sper să am parte de lucrul acesta. Ioan capitolul 8, Apocalipsa capitolul 18, Apocalipsa capitolul 18, versetul 1. După aceea, am văzut căbrându-se din cer un alt înger care avea o mare putere. Și pământul s-a luminat de slava lui. Vine vremea când chestiunea adventistă nu va mai fi desuietă. Nu mai fi o chestie de nișă, ci va deveni o chestie globală. Vine vremea încât toată lumea, pe toate canalele de televiziune, pe tot internetul și peste tot, fiecare ființă umană inteligentă va avea suficientă cunoștință despre credința adventă ca să poată lua o decizie. Și atunci se încheie. Nu mai trebuie să punem în mormânt generația părinților noștri, copiii noștri la rândul nostru sau la rândul lor. Nu va mai trebui să punem în mormânt generația noastră și așa mai departe. Se încheie nonsensul acesta în care trăim astăzi. Dumnezeu să ne ajute să găsim drumul la această slavă care urmează să ilumineze pământul și să facă Dumnezeu ca în inima noastră să ardă dorul acela, să vedem lucrarea lui Hristos încheiată pe pământul acesta. Amin. Cântarea cu care vom lăuda pe Dumnezeu la finalul serviciului divin și numele Domnului Hristos va fi cântarea 450. Zor deși că vine noaptea. 450. Această zi de sabat, să-ți mulțumim pentru pașcea și liniștea care este în țara noastră, să-ți mulțumim totodată pentru cuvântul pe care l-am auzit. Acum, Tată, te rugăm să ne
faci conștienți pe fiecare că Tu ne-ai ales să facem parte din întreita solie îngerească. Îți mulțumim, Părinte, că Tu pui în noi gândul de a lumina mai departe. Te rugăm să ne ajuți la aceasta și te rugăm să faci din noi uneltele Tale. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Am dorit ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze prezența noastră aici, pentru că am ales să fim la această oră în locașul de închinare. O să vă reținem atenția cu câteva anunțuri. Lecțiunile, încă sabatul viitor este ultima dată când se pot face abonamente. Sora Stan am ajutat-o foarte mult dacă cu toți am completat talonul așa cum e și cu suma totală și banii potriviți. Unii n-au completat talonul și face mai dificil această lucrare. Vă rugăm să o faceți. După masă, la ora 18, va fi un nou serviciu divin. Fratele Micloș va fi cu noi și după masă. Îi mulțumim că a fost cu noi sabatul acesta. Și vă așteptăm ca să fiți prezenți. Așa cum am vorbit acum vreo două sabate despre programul de vineri seara, pentru că tot mai aproape sunt accesoare la ora 7. Programul să rămână ora 7 vineri seara până se va schimba ora. Deci, cu ajutorul Dumnezeu, vineri seara următoare vom începe serviciul divin la ora 7 și, bineînțeles, și ora de rugăciune care a început, de fapt, cu ora 7, cu câteva miercuri în urmă. Sabatul viitor va fi Sfânta Cină în biserica noastră, Sărbătoarea Sfintei Cinei, să facem pregătirea necesară. Săptămâna aceasta a trecut la odihnă sora Popiliană din Cearda. Printre puținii care au fost născuți în 1925, mai avem două persoane care sunt în 1925, de noi am plinit 97 de ani. Familia vrea să ne mulțumească pentru tot ce au ales să suferim împreună cu ea la serviciul de mormântare. Domnul să ne dea o după masă plăcută. Fratele Micluș vrea să ne... Aș vrea să mă mulțumesc în prealabil pentru faptul că ne primiți în biserica dumneavoastră, în campania Pastor Valdens. Între luni și joi, 4 zile, săptămâna viitoare, vor fi aici în jur de 15 pastori și 8 colportori. Nu toți în același timp. Fratele Tomeagă are programarea pe zile, câți vor fi în fiecare zi, dar vom fi cam 15-16 în fiecare zi colportori și pastori împreună. Și vă mulțumesc mult că ne primiți și ne găzduiți. De asemenea, aș dori să vă anunț că există o revistă misionară care se numește Reperele Credinței. Apare odată la 2 luni. În mod sigur ați mai auzit de ea. Din păcate, în ultima perioadă au fost niște întârzieri. Însă noul număr care a apărut acum în luna septembrie tratează subiectul sabatului. În 15 articole, pe vreo 50 de pagini, color, scrise atractiv, bine argumentat. Dacă doriți să comandați și să folosiți revista aceasta sau acest număr al revistei, un exemplar costă 1 leu. Puteți să faceți comandă la pastorul dumneavoastră. De asemenea, în ceea ce privește lucrarea de colportaj, din păcate, această lucrare, sau nu știu dacă din păcate, dar această lucrare are nevoie de tineri, sau de mai tineri. Mulți dintre cei care au lucrat cu multă dăruire în zona aceasta, deja au o anumită vârstă, ceilalți urmează. Și pentru a relansa lucrarea aceasta, în perioada 3-6 octombrie, de 3 și 6 octombrie, se organizează la Sibiu o școală de colportaj. Școală de colportaj. Dacă cineva dintre dumneavoastră este interesat, neapărat poate să mă anunțe și pe mine sau poate să ia legătura cu pastorul dumneavoastră și să semnaleze dorința dânsului sau dânsei de a participa la această școală care instruiește oameni pentru a lucra în domeniul evangheliștilor cu literatura. Vă mulțumesc mult!